ești cel ce ai fost din veșnicii, Tu ești cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu creator, numai Tu ești pe veci mântuitor, Tu ești cel ce pe marea umbra, Tu ești cel ce din morți ai înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va plica. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va plica. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Yeah.
mulțumim Domnului pentru după masa aceasta, pentru timpul acesta binecuvântat pe care Domnul ne-l pune înainte de a ne apropia de Dumnezeu. Și consider că fiecare dintre noi am venit cu această dorință în inimă, cu acest gând de a ne apropia de Domnul. Nu doar să ne vedem unii cu ceilalți, cu toate că este foarte bine să avem părtășie, să ne cunoaștem, să închegăm relații unii cu ceilalți, dar mai presus de toate acestea am venit să ne apropiem de Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu onorează această decizie și onorează cu prezența sa în mijlocul nostru. Am cântat această cântare care spunea: nimeni nu este ca tine, Doamne Dumnezeule. Dar îmi aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus în predica de pe munte, când a spus: voi să fiți desăvârșiți cum este Tatăl vostru cel din ceruri. Așa să fiți și voi de desăvârșiți, așa să fiți de sfinți și de curați. Și gândul acesta aș vrea să ne provoace acum la începutul părtășiei noastre împreună și chiar de la prima rugăciune aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să fim aceia care chemăm prezența Domnului în mijlocul nostru. Dar prezența Domnului în mijlocul nostru, să știți că ne responsabilizează. Ne responsabilizează să ne apropiem de Domnul în sfințenie. Și aș vrea în această rugăciune să cerem lui Dumnezeu putere să trăim o viață sfântă, dragii mei. Să conștientizăm că stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt, înaintea unui Dumnezeu care este exigent cu noi, care cere multe de la noi, un Dumnezeu care este pretențios cu noi. Și standardul Lui, rostit prin gura Domnului Iisus, a fost: voi să fiți desăvârșiți cum este Tatăl din cerul desăvârșit. Psalmistul în Psalmul 119 își exprima o dorință a inimii lui și în versetul 5 spunea: o, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Și mai sus spune: poruncile tale au fost date ca să fie păzite cu sfințenie, cu grijă, cu meticulozitate, cu toată strădania, cu toată puterea. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de Dumnezeu cu o inimă curată, cu o inimă scăldată în sfințenie, spălată în sângele Domnului Iisus. Aș vrea în această rugăciune, haideți să chemăm prezența Domnului în mijlocul nostru și apoi să-L chemăm pe Dumnezeu să ne dea putere să trăim o viață sfântă. Să știți că în jurul acestui aspect se învârte toată umblarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să fim sfinți și curați înaintea Lui. Haideți să chemăm prezența Domnului și apoi putere din partea Lui să trăim o viață sfântă și curată. Amin.
suflet al meu pentru Dumnezeu. Ce bine suflet al meu pentru Dumnezeu.
termina ca în timpul acestei cântări, să vă provoc să ne mai rugăm încă o dată și să ne rugăm exact pentru ce a spus fratele la început, să avem o rugăciune încă o dată de mulțumire. De foarte multe ori noi această rugăciune o spunem așa fugitiv și cred că este una dintre cele mai importante rugăciuni în care să-i mulțumești Domnului pentru ce a făcut în viața ta. Și cântarea aceasta a introdus rugăciunea aceasta atât de bine. Și spunea cântarea: iar când sfârșitul va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta continuu, în 10.000 de ani și în veșnicii. Ce bine ar fi ca sufletul nostru să fie mulțumitor înaintea Domnului. Ce bine ar fi ca în această seară să fii mulțumitor Domnului pentru ce ai în viața ta. Poate te gândești că nu ai multe, poate te gândești că nu te-a înzestrat Dumnezeu cu mult talent, poate Dumnezeu nu te-a înzestrat cu o casă mare sau poate nu te-a înzestrat cu o mașină frumoasă. Dar lucrurile acestea sunt lucruri pământești și lucrurile acestea sunt atât de trecătoare, drag tânăr. Și aș vrea să stai să te gândești la lucrurile importante. Dumnezeu ți-a dat vedere în această zi. Dumnezeu ți-a dat două picioare pe care poți să mergi. Atât de importante. Stăteam acum o săptămână și Dumnezeu mi-a cercetat așa inima în timpul nopții. Și mi-am dat seama, Doamne, cât de binecuvântat sunt că pot să văd. Doamne, cât de binecuvântat sunt că pot să merg. Și de multe ori noi, ca și tineri, tânjim atât de mult după alte lucruri. Și nu e rău. Dar haideți în această seară să ne mai rugăm încă o dată și cu sinceritate să venim înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, îți mulțumesc că pot să văd. Doamne, îți mulțumesc că pot să vorbesc. Atât de mulți și-ar dori în acest moment să poată să vadă, să poată să vorbească. Ce mare har că în această seară poți să cânți, poți să vezi, poți să îi vezi pe cei din jurul tău. Gândește-te la lucrurile acestea ca un mare binecuvântare din partea Domnului. De aceea haideți să intrăm într-o rugăciune sinceră de mulțumire. Și sunt multe alte lucruri pentru care poți să-i mulțumești Domnului în această seară. Nu vreau să le amintesc eu pe toate, pentru că fiecare aveți multe motive. Și n-aș vrea să fie o rugăciune așa fugitivă în care să spunem: Doamne, îți mulțumesc și atât. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare lucru din viața ta. Amintește și spune: Doamne, îți mulțumesc pentru asta, pentru asta și pentru asta. Și să vezi cum inima ta va începe să fie mult mai bucuroasă. Inima ta va fi plină de bucurie și de pace în urma mulțumirii. De aceea haideți să stăm și să ne rugăm Domnului după această frumoasă cântare.
și ție îți dau tot ce sunt, tot ce am și ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Îți dau cântecul meu, aștept la crucea ta. Locurile. Am vrea să mai facem o rugăciune în această seară și cred că fiecare dintre noi suntem conștienți că fiind într-un loc ca acesta, suntem în prezența Domnului.
Domnul Iisus a spus în felul următor, când era pe pământ, acolo unde sunt strânși doi sau trei, în numele meu voi fi acolo. Noi astăzi suntem mulți mai mulți aici la Tineret Elim și aș vrea să vă spun că din prezența Domnului Iisus se poate pleca în diferite moduri. În mod special m-am uitat în Sfânta Scriptură și am găsit un tânăr care s-a întâlnit cu Domnul Iisus, au stat față în față, au vorbit. Tânărul acesta avea întrebările lui care posibil să fie și unele dintre întrebările tale. Că așa suntem noi, ne întrebăm despre viață, ne întrebăm despre noi. Sunt situații prin care trecem și căutăm răspuns. Și în momentul în care tânărul ăsta a întrebat, a primit și răspunsul, ne spune Biblia, Domnul Iisus nu l-a tratat cu dispreț, că n-a făcut-o niciodată cu nimeni, ba mai mult decât asta l-a privit, l-a iubit. Însă tragedia mare care s-a întâmplat, ne spune Biblia despre tânărul acesta, că a fost mâhnit de răspunsul pe care Domnul Iisus l-a dat și mai mult decât asta a plecat întristat de tot. Și am zis, Doamne, parcă ceva aici nu se leagă. Să vină un tânăr cu întrebări înaintea ta. Să aibă dorința arzătoare să afle un răspuns pentru o chestiune care îl frământa despre viața veșnică. Și într-un final, tânărul ăsta pleacă mâhnit, întristat de tot, supărat, fără să vedem vreo rezolvare în dreptul lui. Și am zis, da, din păcate, iată este și realitatea asta. Mulți din prezența Domnului Iisus Hristos au plecat vindecați. Alții au plecat eliberați, alții au plecat bucuroși, fericiți. Unii strigau de bucurie. Însă există o realitate și uneori am întâlnit-o, dragii mei, din punct de vedere practic, chiar în adunările noastre, chiar la seriile de tineret, sunt unii tineri care vin și pleacă întristați în continuare. Nu că n-au primit adevăratele răspunsuri, nu că prezența Domnului n-a fost acolo, nu că Dumnezeu n-ar fi putut să elibereze, să lucreze, ci pentru diverse atitudini, pentru diverse situații. Și de obicei lucrul ăsta se întâmplă când omul se închide. Că asta a făcut tânărul bogat, de care am amintit, s-a închis în el, n-a fost disponibil să recepționeze mesajul Domnului Iisus Hristos. Vă mărturisesc sincer, v-am privit cu drag în această seară și vă doresc din toată inima ca din prezența lui Dumnezeu întotdeauna să plecați bucuroși, cu viața veșnică în inimă. Dar dacă cineva este aici și încă simte că are frământări, dacă este cineva aici care are o problemă, am vrea să facem o rugăciune specială pentru aceasta. În prima rugăciune am cerut prezența Domnului, în a doua rugăciune i-am mulțumit Domnului pentru tot ceea ce ne-a dat. Și ordinea firească a lucrurilor ar fi ca în acest moment Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Poate sunt tineri aici aprinși cu diverse lucruri, poate sunt tineri care n-au pace, n-au liniște, frământați, tineri pe care diavolul îi arată cu degetul. Am vrea ca Dumnezeu să elibereze. Am vrea ca Dumnezeu să ne mai ierte în această seară. Am vrea ca Dumnezeu să ne curățească. Nu e așa că noi avem nevoie de Dumnezeu? Știți ce a spus David în Psalmul 32? Un om care a fost după inima lui Dumnezeu, dar un om care cândva s-a lăsat păcălit, amăgit de diavolul și a greșit împotriva lui Dumnezeu. A zis așa, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că există ceva în interior care nu-ți mai dă pace, ești frământat, ești neliniștit și știm cu toții foarte bine starea aceea. Însă David a spus, a venit momentul în care mi-a mărturisit păcatul, vina mea și știți ce a făcut Dumnezeu? A iertat. De aceea vă invit, haideți să ne ridicăm în picioare și credem din toată inima că Dumnezeu este Cel care iartă. Credem că Dumnezeu este Cel care dă o nouă șansă. Ne vom ruga cu credință și vom aminti fiecare cauza lui personală înaintea Domnului. Și sunt convins că Dumnezeu în această seară, în continuare, va atinge inimi. Și vreau să vă mai reamintesc, așa cum deja cunoașteți aici la Tineret, la noi, la Elim, există consiliere. Dacă ești un tânăr care ai frământări, dacă ești un tânăr care ai întrebări, dacă stai la răscruși de drumuri, dacă ai nevoie de o rugăciune, de consiliere, de mărturisire, vreau să-ți reamintesc, jos la demisol în sala 2 te așteaptă și în această seară frații slujitori. Îndrăznește să mergi acolo. Fii acela care renunți la orice urmă de sfială și poți să mergi acolo și ai să vezi că și prin acea lucrare Dumnezeu este Cel care lucrează. Binecuvântat să-i fie numele Lui. În această seară, drag tânăr,
tânăr, vreau să spun, Dumnezeu te așteaptă, privește înspre tine. Așa cum odinioară tatăl fiului risipitor stătea și se uita încă din depărtare și l-a zărit. Ești aici, e locul unde Dumnezeu atinge inimi, e locul unde Dumnezeu a transformat. Aici la Elim Dumnezeu de atâtea ori a lucrat, e seara în care Dumnezeu te cheamă pe nume. Nu mai sta cu frământările tale, cu lucrurile care te-au legat și diavolul te-a încorsetat. Astăzi poți să fii liber, astăzi poți să simți din nou pace. De aceea ne vom ruga și vom cere de la Domnul iertare, vom cere reabilitare. În această seară Dumnezeu să mântuie prietenii care au venit alături de noi. Dragi prieteni, vrem să vă spunem că Dumnezeu vă iubește, vrem să vă spunem că pregătim un botez în apă. Astăzi Dumnezeu te cheamă, deschide-ți inima, cu cuvinte simple, cheamă-L în viața ta și ai să vezi cum Dumnezeu se va îndura. Ne vom ruga cu toții, amin. Solul cerului necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de duhuri cerul l-a întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă în picioare, pregătit pentru război, și simt că suflet
sufletul se zbate prins în cursa grea. Mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul sare. Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea. Următoarea cântare are niște versuri deosebite și spune așa: Duhul Domnului este putere, Duhul Domnului e tăria mea, Duhul Domnului îmi dă victoria. Cel ce e noi e mai tare decât Duhul Viacului, suntem mai mult decât biruitori prin cuvântul Domnului. Haideți să cântăm această frumoasă cântare. Dude.
El îmi dă victoria, El îmi dă. El îmi dă victoria, El îmi dă. El îmi dă victoria. Slavă Domnului! Haideți să ocupăm locurile pentru câteva momente. Mi-am rugat în prima rugăciune și am cerut prezența și puterea lui Dumnezeu și am vrea să mai facem o rugăciune înainte lui Dumnezeu și am pe inimă să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească inimile pentru mesajul care va urma să fie predicat. Știți, noi de multe ori m-am gândit că de multe ori de unde venim, din stările noastre cu prietenii noștri sau anturajele noastre sau cercul nostru de prieteni, venim cu anumite stări în casa lui Dumnezeu și parcă ne deschidem așa mai greu inima înaintea lui Dumnezeu, dar când ne deschidem inima și când Dumnezeu coboară prezența Lui peste noi, aduce pace și înviorare. Și am vrea această pace care o primim aici și o simțim cu toți în casa lui Dumnezeu să rămână în inimile noastre și când plecăm de aici. Și mesajul care va fi predicat prin fratele Sebi să fie o sămânță căzută într-un pământ bun care să aducă rod în viețile noastre. Și vreau să dau citire la două, trei versete din Ieremia 29 cu versetul 11. Spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Amin. Vedeți că Dumnezeu în cuvântul Lui ne promite că El se lasă găsi de cei care îl caută cu toată inima și El promite că are gânduri de pace și nu de nenorocire și vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Și noi, ca tineri și eu ca tânăr, ca mulți dintre noi, ca toți de aici, de fapt, avem gânduri și frământări cu privire la viitorul nostru, ce alegeri să facem, unde să mergem și ne frământăm. Dar cuvântul Domnului ne promite că El are gânduri de pace și nu de nenorocire. El vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Și vedem vremurile în care trăim, cât de multă nevoie avem de pacea lui Dumnezeu. Toate lucrurile care ne înconjoară, parcă vor să ne fure această pace. Dar când venim în prezența lui Dumnezeu, El promite că ne dă pacea și are gânduri binecuvântate pentru fiecare dintre noi. Dacă noi ne vom pune încrederea în El și dacă noi îl vom căuta cu toată inima. Haideți să ne ridicăm înainte lui Dumnezeu și să venim, cum am zis, să ne rugăm pentru starea noastră, ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună, o inimă curată și să primim cuvântul lui Dumnezeu, să primim în inimile noastre și să putem să aducem rod când vom pleca de aici și să trăim așa cum Dumnezeu vrea să trăim, cu pace în inimă și Dumnezeu să lucreze în continuare. Amin. Ne rugăm Domnului.
Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului de timpul acesta de închinare înaintea Domnului și putem spune din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Ne apropiem să ascultăm cuvântul Domnului din seara aceasta, un cuvânt binecuvântat, parcă binevenit în perioada aceasta când sunt atâtea tulburări și aproape de România și mai departe, parcă e binevenit să vorbim despre pace. Și știți cum ar vrea să plecăm la final? Să plecăm cum? Ziceți voi, plin de pace. Așa să curgă din noi pace. Știți că sunt unii care sunt plini de pace și nu te poți certa cu el. Nu te poți. De ce? Că n-ai cum. N-ai cum. Îi ziceam la cineva în birou acela, la fratele păstor, săptămâna trecută sau săptămâna asta, săptămâna trecută de fapt, că azi e luni, i-am zis, domne, cireșul oricât îl bați cu ruda să curgă cireșe, tot cireșe cade. Oricât îl bați, oricât îl decojești, el aia știe să facă. Știți ce aș vrea? Dacă suntem copiii Domnului, să rodim roadele Duhului. Nu la voia întâmplării am ales să vorbim în perioada aceasta despre roada Duhului. Și aș vrea fiecare roadă să încolțească în inimile noastre. Noi nu ne-o putem alege să zicem, eu asta o vreau, cu asta trebuie să rodesc. Nu, noi trebuie să rodim cu toate cele nouă roade ale Duhului. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Înainte să ascultăm mesajul din partea Domnului prin Sebi, vreau să dau loc să cântăm o cântare împreună cu Marius Lela, împreună cu noi. M-am gândit de ce au venit în România. Cred că n-ai venit de frica palestinienilor de prin Paris, de pe acolo, atentatele și ce au mai fost pe acolo, demonstrațiile alea. Știu că n-ai venit de frică, pentru că cei care umblă cu Dumnezeu, cum a zis o bătrână, pe vapor, se clătina foarte tare vaporul, era furtună, și ea stătea liniștită, se uita pe geam, 90 de ani, îți dai seama, la 90 de ani. Dar nu s-o temut, și-o întrebat-o toți, dar cum de nu te sperii? Și au zis, nu mă sperii din două motive. Zice, eu am două fete, una merg la ea la Chicago, mergea cu vaporul. Și au zis, dacă îi să mor, eu mă întâlnesc cu fata de la Chicago. Dacă nu mor, mă întâlnesc cu fata care e aceea, pe pământ. Dar dacă mor, eu mai am o fată care a plecat înaintea mea în cer. Și zice, pentru mine e bine oricum, orică mă întâlnesc cu fata de la Chicago, orică mă întâlnesc cu fata din cer, pentru mine e bine oricum. Vedeți, asta ar trebui să fie poziția noastră în fața tulburărilor. Asta e când ești plin de pace. Poți să spui ce-a zis Apostolul Pavel, că noi de cântat o cântăm frumos, dar trebuie să o și trăim. Zice, dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, tot pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem a Domnului. Să ne ajute Domnul, și dacă e cineva în seara asta care nu are siguranța mântuirii, Domnul să-i odea în seara asta și să plece plin de pace, încredințat în mâna Domnului. Frate Marius, știu că nu o să cânt singur și o să cântăm cu tine, că ție nu-ți place să cânt singur. Vreau să zic, te-am ascultat iară cu frații romi acolo, în Italia, astăzi. Dintr-o dată mi-a dat la recomandări Marius Lela cu frații romi, cu acordioanele acolo, și am mai dat drumul, l-am mai ascultat odată, neștiind că vin seara asta. Domnul să-ți dea ungere după cântarea care o va cânta fratele Marius. Ascultăm mesajul din partea Domnului prin fratele Sebi și Domnul să lase binecuvântarea lui peste noi. Amin. Prima parte a psalmului 50, a versetului 23, spune așa: cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Pentru că în această seară toate îndemnurile, toate rugăciunile s-au îndreptat spre mulțumire. Haideți să cântăm și noi această cântare care spune așa de frumos: aduceți ca jertfă mulțumiri în vecea lui iubire. Și o voi cânta, aduceți ca jertfă mulțumiri, și biserica Elim să spună, în vecea lui iubire. Haideți din toată inima, căci El e puternic, că El e dragoste și este milos și îndelung răbdător. Aduceți ca jertfă mulțumiri, El săpânește peste întreg pământ. Cântați laude, condus vecea lui iubire.
viața cea de sus. Dați laude! În slăviți să fie Domnul. Aș dori să vă invit să ne ridicăm din nou în picioare pentru câteva momente. Deși deja ne-am obișnuit cu pasajul acesta, cred că face bine să ni-l reîmprospătăm în mintea noastră. Galateni, capitolul 5, încep cu versetul 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții, așa să ne ajute Domnul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În urmă cu două săptămâni, când am început ciclul de predici despre roada Duhului, la finalul mesajului lui Flavius, i-am spus, a pus Domnul așa pe inimă, pe inima mea o direcție ca să vorbesc despre pace și de două săptămâni încoace mă tot urmărește un gând și m-am gândit așa cum să îl structurez, să fie cât mai pe înțelesul tuturor. Eu sunt convins că Dumnezeu poate folosi cuvintele noastre care sunt slabe, dar atâta vreme cât rămânem sub autoritatea Lui și sub ascultare de El, nădăjduim că El este acela care le va folosi aceste cuvinte ca să aducă zidire spirituală. Acolo unde Dumnezeu trebuie să îndrepte, va îndrepta. Acolo unde Dumnezeu va trebui să ridice, sunt convins că va ridica.
Și acolo unde Dumnezeu va da hotărâri noi de a-L urma pe El, sunt convins că o va face. Binecuvântat să fie Domnul. Atunci când vorbim de pace, fiecare ne dorim, nu-i așa? Nu cred că este om în lumea asta care să nu-și dorească să aibă pace în inimă. Pacea o putem defini ca o stare de bine sau o emoție lăuntrică pe care oamenii o doresc, o caută, că și asta e important. Oamenii, într-adevăr, își caută pacea, numai că o caută unde nu trebuie. Dar mai mult decât atât, oamenii tânjesc după pace. Dacă ai fi să îl iei așa pe un om, să intri până în adâncul inimii sale, nu cred că este om pe lumea asta care să nu-și dorească să aibă pace sufletească. Sunt mulți care își caută odihnă, care își caută liniștea sufletului apelând la diferite metode. Și aș dori așa pe o parte introductivă să vedem așa cam la ce apelează oamenii ca să își găsească pacea. Și vom vedea apoi în opoziție ceea ce spune de fapt cuvântul lui Dumnezeu și noi asta ne dorim. Să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum putem să avem pacea despre care Biblia vorbește. Oamenii își caută pacea, așa cum spuneam, prin diferite metode. Unii zic așa, dacă am un confort material, dacă am, eu știu, o casă bună, dacă am un job stabil, dacă am și o mașină cu care să mă deplasez, dacă, eu știu, n-am rate prea multe la bancă. Cu alte cuvinte, dacă am un confort material, ar spune unii, măi, eu mă pot bucura de pace. Sunt unii care își caută pacea într-o stabilitate emoțională. Sunt unii oameni care sunt mai sensibili, așa, și dacă cineva îi jignește, se supără, intră așa într-o stare de deprimare și nu te mai înțelegi cu săptămânile cu el. Sunt unii oameni care în momentul în care au relații bune, interumane, cu cei din familia lor, cu cei din anturajul lor, îi zic, mă, e bine, uite, eu nu mă cer cu nimeni, am așa o stare de pace, am o stare de bine, eu sunt om cu toată lumea și din cauza asta, uite că eu am pace. Sunt unii care caută pacea și care cred că vor avea pace atunci când sunt sănătoși. Poate au trecut prin diferite situații grele de boală, anumite, eu știu, poate boli mai grave, și într-un final Dumnezeu le-a dat sănătate. Ei, poate necunoscându-L pe Dumnezeu, vin și spun, mă, uite, sănătos, am putere, zvoios, cu ocazia asta, uite, că pot să mă bucur și eu de pace. Sunt unii care își caută echilibru spiritual și apoi, acum intrăm așa puțin mai adânc. Trăim într-o vreme în care și la noi în România, din nefericire, și aș vrea să ne referim la contextul nostru actual în prezent și în mod deosebit la noi cei tineri. Sunt unii care caută echilibru spiritual și mulți dintre voi aveți de-a face cu alți tineri care nu sunt din mediul creștin, care zic așa, măi, trebuie să te contopești cu Universul. Dumnezeu e în tot, Dumnezeu e pretutindeni, Dumnezeu este și în copac, Dumnezeu este și în masă, Dumnezeu este și în tine, Dumnezeu oarecum e peste tot. Sunt o grămadă de curente din astea orientale, panteism și alte lucruri de felul ăsta, care dacă nu suntem atenți și dacă nu ne uităm ce zice cuvântul lui Dumnezeu, riscăm să cădem în plasa asta. Cum spuneam, sunt foarte multe religii orientale care, din nefericire, prind foarte mult printre cei tineri. Pentru că am ajuns o generație în care nu mai tratăm cuvântul lui Dumnezeu ca un lucru sacru. Ca un lucru care, măi, dacă așa e scris în Biblie, așa trebuie să luăm. Înaintașii noștri n-aveau atâta luptă cât avem noi. Acum generația asta tânără se vrea fi foarte emancipată, ei sunt foarte așa open mind și hai să le încercăm pe toate. Eu vă rog să nu mai fiți zen și să nu mai folosiți, apropo, termenul ăsta niciodată, că nu știți ce vorbiți. Nu sunt lucruri după voia lui Dumnezeu, pentru că vin din alte sfere spirituale și dacă, eu știu că sunt unii care na, au expresia asta, dar nu sunt conștienți ce conotații spirituale negative poate să tragă asupra lor. Așa cum spuneam, unii își caută pacea prin așa zisă contopire cu Universul, să fie bine cu tot mediul înconjurător, cu tot ce se întâmplă în jurul lor. Sunt alții apoi care își caută pacea prin folosirea de substanțe narcotice. Din nefericire, este o generație care face abuz, care a fost prins în tăvălugul ăsta de a consuma tot felul de substanțe. Știm, cunoaștem, am văzut în jurul nostru, vedem prin presă câte ravagii fac din nefericire drogurile. Și sunt mulți tineri care zic, mă, am încercat eu așa cu... să fiu bine cu oamenii, am încercat să am ușa stabilitate emoțională, dar parcă nu găsesc pacea. Și sunt unii care apelează din nefericire la astfel de substanțe. Apoi, dacă tot e vorba să vorbim despre pace în contextul ăsta așa de tulburare pe care noi îl avem, citeam acum curând despre faptul că Uniunea Europeană a fondat un fel de organ așa de control oarecum sau de apărare, l-au numit Instrumentul European pentru Pace. Și au zis acolo pe site-ul lor oficial,
Am făcut această instituție pentru a îmbunătăți capacitatea de a preveni conflictele, de promovarea păcii și de consolidarea securității internaționale. Am vrut să vă prezint așa câteva domenii în partea introductivă ca să înțelegem că, de fapt, prin toate aceste metode și prin tot ceea ce se întâmplă, ajungem la un punct comun și anume observăm o dorință care este ascunsă în inima omului, care este ascunsă în societatea în care noi trăim. Și anume este dorința din inima fiecăruia de a avea și de a dobândi pacea. Însă, dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu, dacă noi care frecventăm biserica și venim la adunare, credem din toată inima noastră că ceea ce spune Biblia este adevărul absolut revelat al lui Dumnezeu, dacă noi, generația tânără, am crede într-adevăr că acest cuvânt scris este inspirat de Dumnezeu, va trebui din nou să ne întoarcem la Scriptură. Vedeți, multe din trezirile spirituale care au avut loc de-a lungul istoriei bisericii de 2000 de ani încoace, așa au început. Oamenii au luat cuvântul lui Dumnezeu în serios. Aici în Biblie, aici în cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi și soluția pe care o dă Dumnezeu în direcția aceasta. Și anume, pentru a avea pacea sufletească, fără de care niciun om, nici voi, nici eu și niciun om din lumea asta nu poate să fie împlinit în totalitate. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să stați bine, să zic așa, din punct de vedere pământesc. Să vă meargă bine, familia să fie ok, și toate celelalte domenii, cum le spuneam, să fiți așa oarecum împliniți. Dar în momentul în care știați că relația voastră cu Dumnezeu nu este cum ar trebui să fie, spunea la un moment dat un om al lui Dumnezeu că în inima fiecăruia dintre noi, Dumnezeu a desenat un gol în formă de Dumnezeu. Căutăm de multe ori să ne împlinim nevoile sufletești cu lucruri din astea materiale. Și prin tot ce se întâmplă așa în jurul nostru, societatea în care noi trăim ne împinge oarecum în direcția asta. Să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație, dar mai mult de atât. Să nu neapărat să-L scoată, vedeți că diavolul e foarte șiret. Să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Că la noi în țară, slavă Domnului, de bine, de rău, oamenii mai cred în Dumnezeu. Acum, nivelul de credință numai Domnul știe. Dar, mai ales, eu știu, oamenii de la 30-40 de ani în sus, totuși au un sâmbură de credință acolo în inima lor. Însă aș vrea să ne întoarcem la credința asta care dă viață. Biblia spune că și dracii cred, nu? Dar credința aia nu o să-i mântuiască niciodată. Richard Wurmbrand spunea că sunt două tipuri de oameni. Unii care cred și unii care cred că cred. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și, cum spuneam, în urmă cu două săptămâni, când Domnul a pus așa pe inima mea câteva gânduri în direcția asta, am realizat că, da, cu ajutorul Domnului am mai predicat eu de câteva ori așa de-a lungul vieții mele, da? Mie mi se pare că mesajul ăsta este, să zic așa, unul din mesajele centrale ale Evangheliei. Pentru că n-aș dori să vorbesc neapărat în direcția asta de pacea care putem să o trăim, până nu voi pune accentul, cât de serios pot eu, bineînțeles, despre cum am pierdut pacea asta. Vedeți, Dumnezeu când l-a creat pe om la început, l-a creat într-o stare imperfectă, într-o stare perfectă, scuzați-mă, într-o stare perfectă, într-o stare curată, l-a creat Dumnezeu pe om ca să se bucure de tot ceea ce Dumnezeu a făcut și în mod deosebit să se bucure de relația cu El. Însă a fost un moment în istoria omenirii când omul a pierdut această relație cu Dumnezeu. Și aș dori în primul rând să ne uităm în această seară din cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem un prim adevăr care este esențial, și anume, Dumnezeu este sursa păcii. Din Vechiul până Noul Testament asta găsim. Ca noi să experimentăm adevărata pace, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeul Bibliei. Nu cu Dumnezeu pe care îl prezintă lumea de afară, ci cu Dumnezeul revelat în Scripturi. Câteva versete, Numeri 6:26. Noi știm bine, sunt acele versete pe care le rostim la binecuvântare și spune acolo, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Cu alte cuvinte, pacea vine de la Dumnezeu. Apoi un verset din Noul Testament, Roman 15:33, Biblia spune prin Pavel, Dumnezeul păcii. Deci de aici plecăm. Ăsta este punctul de plecare în această seară, în mesajul în direcția aceasta a păcii. Dumnezeu este sursa păcii. Și dacă ați fost atenți la citirea din această seară, din Galateni, uitați ce spune aici. După ce prezintă toate faptele firii, în versetul 22, de care ne ocupăm în mod deosebit în perioada aceasta, vine și spune roada Duhului dimpotrivă. Adică este în opoziție cu firea pământească. Sunt unii oameni care nu trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și
Totuși, din când în când trăiesc câte o anumită, trăiesc o senzație temporară de pace. Însă, când Biblia vorbește despre pacea pe care Dumnezeu o dă, nu se referă la o senzație de moment. Se referă la ceva care, Biblia o prezintă, care întrece orice pricepere, care este mai presus de puterea și de capacitatea noastră de a o înțelege, dar și de a o dobândi prin puterile noastre. Acum se ridică o întrebare. Cui dă Dumnezeu pacea? Aș dori să citesc un verset din Isaia 48, unde cuvântul lui Dumnezeu vine și spune așa. Isaia 48, cred că mi-am notat bine aici. Da, două versete. Isaia 48, două versete, cu 17 și 18. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Dumnezeu vine și vorbește poporului și spune că El este acela care învață poporul, care îl sfătuiește, care îl călăuzește. Dar se pare că poporul lui Dumnezeu n-a luat aminte și tocmai din cauza că poporul lui Dumnezeu nu a ascultat de Dumnezeu, din cauza aceasta nu s-a putut bucura de pace. Vă duceți aminte despre modul în care Israel prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și au zis care este, zic eu, unul dintre punctele centrale ale Evangheliei. Preluăm ideea asta din Vechiul Testament. Isaia 53:5 vorbește despre patimile Domnului Iisus Hristos. Și Biblia spune aici, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fădărele de legile noastre. Și au zis, cum zice a doua parte, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și aș dori să rămânem în primul rând cu ideea asta. Pedeapsa care nouă ne dă pacea a căzut peste El. Dacă ar fi fost Dumnezeu să judece lumea doar după dreptatea Lui, fără să ține cont de dragostea Lui, cu toții ar fi trebuit să suferim pedeapsa. Plata păcatului, Biblia spune că este moartea. Fie că e un păcat, fie că sunt 10.000, n-are importanță. Nu este niciun om în această seară aici, în mijlocul nostru, care să zică că eu n-am păcătuit niciodată. E imposibil să zicem lucrul ăsta. Însă, în momentul în care omul se întoarce cu fața spre Dumnezeu, își dă seama că El nu se poate justifica înaintea lui Dumnezeu. Își dă seama că nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Și vedeți, în planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a creat, în momentul în care omul a căzut din prezența lui Dumnezeu, pentru că Biblia asta spune că noi toți am păcătuit, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mai mulți au fost considerați păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur, toți aceia vor fi socotiți sau vor fi considerați neprihăniți. Dumnezeu este acela care promite un mesaj de împăcare pentru toți care îl ascultă. Și aș dori în această seară fiecare dintre noi să ne uităm în viața noastră și să ne întrebăm cum stăm cu această ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. El este acela care promite pacea, dar pacea pe care Dumnezeu o promite, o promite în primul rând celor care ascultă de El. Așa cum spuneam, neascultarea ne paște pe fiecare. Și toți, din cauza păcatului, am intrat sub această incidență a neascultării. Adam a fost reprezentantul omenirii. Prin urmare, toți care s-au născut, toți care ne-am născut în lumea aceasta, am intrat sub aceeași incidență a neascultării. Și foarte interesant, a fost de ajuns un singur moment de neascultare ca această otravă să cuprindă întreg neamul omenesc și astfel omenirea să piardă pacea cu Dumnezeu. Isaia 63:10, vine Biblia și ne spune aici în continuare, dacă poți acolo să mă ajuți, te rog să-l afișezi. Isaia 63:10, Biblia spune așa, dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui Cel Sfânt, iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Gândiți-vă puțin numai așa. Dumnezeu care a creat pe om și care a dat toate lucrurile în mâna lui, ca omul să se bucure de tot ceea ce Dumnezeu a făcut, omul trebuia să-L cinstească pe Dumnezeu prin ascultare. Aici vorbește, bineînțeles, despre poporul evreu, dar mergem în direcția asta neascultării. Ei au fost neascultători, au întristat pe Duhul lui Cel Sfânt și au zis ce zice Biblia mai departe. El, adică Dumnezeu, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Sunt foarte mulți oameni în lumea asta, de fapt
îndrăznesc să spun, marea majoritate a omenirii care se află într-o stare de opoziție sau într-o stare de vrăjmășie cu Dumnezeu, poate ar zice unii, păi da, uite că totuși Dumnezeu îi ține. Da, pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător, nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Însă faptul că oamenii trăiesc în păcate, grosolane, într-un mod conștient și într-un mod voit, asta nu înseamnă că asta e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care, cum spuneam, are o îndelungă răbdare, așa îl prezintă Biblia. Pe unii îngăduie 80 de ani, poate să pocăiesc, poate nu. Pe unii îngăduie 20 de ani. Noi nu știm lucrurile acestea. Însă, poate ne-am prea obișnuit așa cu ideea asta că Domnul e bun cu toată lumea, Dumnezeu e dragoste și oarecum, în timp ce oamenii se bălăcesc în păcate și trăiesc așa într-o imoralitate crâncenă, mă, Domnul oricum e dragoste, oricum e bun, oricum mă iartă și lucruri de felul ăsta. Dragilor, asta nu e Evanghelia. Asta e un fel de, așa, mai spunem și din Biblie, mai spunem și lucruri motivaționale, încercăm așa să facem o amestecătură. Dar uitați ce spune Biblia, că din cauza păcatului oamenii se fac vrăjmași cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se bucură de lucrul acesta. Și pentru toți oamenii care sunt vrăjmași cu Dumnezeu, Dumnezeu va duce o zi a judecății. Și în ziua aceea nu va mai fi cale de pocăință, nu va mai fi cale de întoarcere. Pentru că, așa cum ieri dimineață era aici o predică atât de frumoasă și spune Biblia acolo într-un verset, Fiul omului, vorbea Domnul Iisus despre el însuși, are putere pe pământ să ierte păcatele. Câte vreme omul este pe pământ, câte vreme omul are viață, acum are ocazia și are șansa să se împace cu Dumnezeu. Dacă omul pleacă din lumea asta, fără să aibă sufletul împăcat cu Dumnezeu, sfârșitul lui nu va fi decât scrâșnirea dinților plâns și va avea parte de mânia veșnică a lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne păzească pe fiecare dintre noi. Dumnezeu este acela care dă pacea, dar Dumnezeu dă pacea celor care ascultă de El. Așadar, toată omenirea de la Adam încoace a intrat sub această incidență a neascultării. Și nu trebuie să vă întreb de câte ori ați fost neascultători și am fost neascultători de Dumnezeu. Am știut ce să facem, dar n-am făcut. Ne-a vorbit Dumnezeu de atâtea ori. Și totuși am ales să facem așa cum am vrut noi. Și poate pentru că n-am văzut mâna lui Dumnezeu care s-a apese asupra noastră, cum a apăsat asupra lui David, de exemplu, zicem, hai că nu-i chiar așa cu Dumnezeu. Hai că merge. Hai că mă mai scald un an în păcat. Hai că mai merge și luna asta. Hai că asta e ultima țigară. Hai că asta e ultima bere. Și lucruri de felul ăsta. Și pentru că oamenii nu văd o pedeapsă așa directă a lui Dumnezeu în viața lor. Se complac în păcat și trăiesc într-un mod care nu e plăcut înaintea lui Dumnezeu. De asta spuneam la început, trebuie să ne întoarcem să vedem ce spune Biblia. În momentul în care omul trăiește într-un mod constant în păcat, vreau să vă spun că este ofensă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se bucură de omul respectiv și dacă omul nu decide în inima lui să-și întoarcă fața spre Dumnezeu, să-și recunoască greșeala și să se pocăiască, va avea parte într-un final de pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, această relație care era ruptă cu Dumnezeu din cauza păcatului, era mediată, dacă vreți, de preoții Vechiului Testament, de toți care făceau ritualurile acolo la templu, mai la început la cort, apoi în templu. Dar atât de frumos că, uitându-ne pe firul roșu al Scripturii, și anume acest mesaj al împăcării pe care Dumnezeu încă din vechime îl profețește, ne uităm în Noul Testament și vedem că mesajul acesta al împăcării îl vedem împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos. Însă și imaginea aceea când Domnul Iisus își dă Duhul, e atât de interesant că Biblia spune că s-a rupt catapeteazma din mijlocul templului. Și pentru cei care citiți Biblia știți foarte clar că, de fapt, acea perdea dinăuntru templului despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Și nimeni nu putea să intre acolo decât marele preot, spune Biblia, și el trebuia să intre o dată pe an, în primul rând să aducă o jertfă pentru păcatele lui, pentru că și el era păcătos, și apoi pentru păcatele întregului norod. Și în momentul în care Domnul Iisus moare, se rupe acea perdea și într-un mod simbolic, ca o ilustrație, dacă vreți, ne transmite nouă că noi astăzi, care facem parte din nou legământ, putem să intrăm direct în prezența lui Dumnezeu, să avem pace cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. În 2 Corinteni, în capitolul 5, vine Apostolul Pavel și spune un cuvânt atât de frumos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul de la 18 la 20. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu,
care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Și auziți aici versetul 19, este, nu știu, așa ca o taină atât de frumoasă. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Lasă puțin versetul ăsta, versetul 19, te rog. Spune Biblia, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Observați de ce am spus la început despre roada Duhului. Pentru că nu este o chestie care se găsește în noi. Noi prin noi înșine nu ne-am fi putut împăca cu Dumnezeu. Pentru că nu stătea în puterea noastră și oricât de mult ne-am fi străduit noi, nu puteam să satisfacem justiția lui Dumnezeu. Așa spune Isaia, pedeapsa care ne dă pace, Dumnezeu, datorită faptului că este judecătorul suprem, trebuia să pedepsească păcatul. Și de asta Biblia spune atât de frumos că în persoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine. De aceea aș vrea să fiți încurajați toți care sunteți credincioși, să știți, din punct de vedere al justiției lui Dumnezeu, aveți pace cu Dumnezeu. Toți care suntem în Hristos, suntem împăcați cu Dumnezeu. Poți să fii în Adam, adică poți să fii încă împăcat, încă în lume, și atunci n-ai cum să te bucuri de pacea care vine de la Dumnezeu. Pentru că tu, din punct de vedere al justiției lui Dumnezeu, dacă vrei, din punct de vedere legal, tu nu ești împăcat cu Dumnezeu. De aceea, mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să fie foarte clar pentru inima ta și să înțelegi în seara asta. Ca să te poți bucura de adevărata pace, trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Și zice versetul 20, noi dar suntem trimiși în puterniciza lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu vă supărați pe predicatorii care strigă mai tare. Este un foc în fiecare care slujește pe Dumnezeu. Și noi încercăm cu cuvintele noastre, încercăm să vă convingem, dar nu putem. Încercăm să prezentăm cât mai clar, cât mai logic, cât mai concis, cât mai concret mesajul din partea lui Dumnezeu. Pentru că știm că orice om care nu este împăcat cu Dumnezeu, dacă nu se pocăiește, într-o zi se va duce în iad. Ăsta e mesajul Bibliei. Și mesajul din seara asta este pentru toți care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Nu contează din ce biserică vii, nu contează din ce familie vii, nu contează dacă te-ai născut într-o familie de credincioși. Se prea poate ca tu să nu fii împăcat sau împăcată cu Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 1, Biblia spune că Domnul Iisus a venit la ei săi, poporul ales, poporul sfânt. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar Biblia spune mai departe, tuturor celor care l-au primit, adică care cred în numele Lui, doar aceia au dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Doar cei care cred în El, care își pun încrederea în Hristos și în jertfa Lui, doar aceia pot să experimenteze pacea care vine de la Dumnezeu. De aceea, noi ca și oameni, și nu doar noi care slujim aici în față, toți care suntem copii al lui Dumnezeu, avem datoria asta. Și dacă poate până acum n-ai simțit-o și poate nu te-ai achitat de ea, mă rog ca Domnul să pună această povară sfântă, după voia Lui, în inima fiecăruia dintre noi. Atunci când vorbim cu oamenii, să ne gândim la chinul și la durerea pe care le vor experimenta dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu. Omenirea are nevoie să se împace cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se bucură de ce se întâmplă în lume. Dumnezeu nu se bucură de păcat, nu se bucură de păcătoși, nu se bucură de lucrurile care ofensează sfințenia Lui. Dumnezeu rămâne sfânt, binecuvântat să fie El. Și toate atributele pe care noi le vedem în Biblie, dragostea, îndelunga răbdare, faptul că Dumnezeu este drept, faptul că este milostiv, toate derivă din sfințenia Lui, dacă vreți. Deci Dumnezeu este drept, dar rămâne sfânt. Este dragoste, dar rămâne sfânt. Este milos, dar rămâne sfânt. Are acest atribut, această calitate, dacă vreți, Dumnezeu în sine însuși. El rămâne sfânt și va rămâne sfânt. Binecuvântat să fie El. Deci, în primul rând, Dumnezeu este acela care este sursa păcii. Dumnezeu este acela care a venit prin Hristos să împace lumea cu sine. De aceea, oamenii care trăiesc în păcat nu pot să aibă parte de pacea care vine de la Dumnezeu. Iacov 4:4, auziți ce spune și cuvântul lui Dumnezeu. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și observați că ne prezintă Iacov aici că oamenii pot comite adulter din punct de vedere spiritual, nu neapărat fizic. Spune aici, suflete prea curvare.
Sunt oameni care în inima lor trăiesc într-un mod care îl ofensează pe Dumnezeu. Și Biblia vine și spune, oamenii care trăiesc așa, oamenii care aleg să trăiască departe de voia lui Dumnezeu, departe de principiile lui Dumnezeu, într-un mod conștient sau inconștient, sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu ți-aș dori ca să fii în vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu știi în ce te bagi. Dacă ești în seara asta aici și te complaci într-o viață păcătoasă, Dumnezeu e pe urmele tale. Dumnezeu e pe urmele tale și ar fi bine să te întorci cu fața spre El. Și fiecare dintre noi care am văzut abaterile din viața noastră, am simțit în inima noastră ce înseamnă mustrarea Duhului, poate unii am experimentat și o pedeapsă mai dură din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, așa spune Biblia. Ceea ce semenează, aceea vei culege. Ai șansa în seara asta să te întorci spre Dumnezeu, să lași deoparte trecutul, să lași deoparte prieteniile astea lumești, ieșirile prin cluburi, tot felul de lucruri care poate îți plac și cu care îți hrănești firea păcătoasă. Împacă-te cu Dumnezeu, căci dacă nu vei avea parte de pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea, noi care ne-am împăcat cu Dumnezeu, nu vom mai suferi pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Vedeți? În mod deosebit în epistole găsim atât de clar învățătura aceasta. În Romani, în capitolul 5, auziți cum zice Biblia aici. Vai, deci un verset pe care îl iubesc. Spune Biblia aici. Romani 5:10. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, deci toți eram vrăjmași, toți am păcătuit și am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Suntem toți în aceeași categorie. Dar aici Pavel scrie bisericii. Și noi care suntem în biserică putem să spunem despre noi. A fost o perioadă în care am fost vrăjmași, dar am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, slăvit să fie Domnul. Ce frumos să știi că ai pace cu Dumnezeu. Și ce frumos să știi că în momentul în care te-ai împăcat cu Dumnezeu, El vine și spune, la viitor vom fi și mântuiți. Ce frumos! Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Deci, cum spuneam, ca omul să aibă parte de pacea care vine de la Dumnezeu, trebuie să se împace cu Dumnezeu. Oricine trăiește în contradicție cu principiile Sfintelor Scripturi, să nu se aștepte să aibă parte de pace. Nivelul de pace pe care Dumnezeu ni-l dă, acum fiecare ne bucurăm, eu știu, în diferite momente. Azi, eu știu, poate suntem mai plini de pace, mâine poate nu suntem atât de plini de pace. M-am uitat în Sfânta Scriptură și mi-am dat seama că de multe ori pacea pe care noi o experimentăm este în egală măsură cu nivelul de credință pe care noi îl avem. Afișează, te rog, Isaia 26:3. Auziți ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Așa spune versetul acela. Cu alte cuvinte, în momentul în care vine ispita asupra ta, în momentul în care vine o încercare și iomenește să te tulburi, uitați ce promisiune face Dumnezeu. Celui cu inima tare, nu cu inima împietrită, e o diferență. Adică cu o inimă tare, cu o inimă fermă, cu o inimă încrezătoare. Celui cu inimă tare, tu, adică Dumnezeu, îi promite pacea. De ce? Că se încrede în El. De aceea, dragi tineri, vă încurajez. În momentul în care simțiți așa că aveți tulburare în inima voastră, întoarceți-vă la promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul naște credință. Aduceți-vă aminte de cuvintele lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și în momentul la nivelul de credință din inima voastră va crește. Și în egală măsură în care tu vei fi întărit în credință, în egală măsură te vei bucura și de pacea care vine de la Dumnezeu. Apoi, pacea se găsește într-o inimă mulțumitoare. Filipeni 4:6-7, Biblia spune acolo, sunt versete cunoscute de noi și spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Așa. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri și încheie cu mulțumiri. Drept urmare, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea se găsește într-o inimă mulțumitoare. Vedeți, în momentul în care Domnul Iisus Hristos era pe punctul de a pleca din lumea aceasta, le-a spus la ucenici să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, să aveți credință în mine. Și acolo în Evanghelia după Ioan, dacă ne uităm la cuvântarea Domnului Iisus Hristos, găsim scris în Ioan 14:27, că El vine și face o promisiune nemaipomenită. Și anume vine și spune că lasă pacea peste cei care cred în El, într-un mod în care lumea nu poate să o dea. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici
să nu se înspăimânte. Nu așa că de multe ori suntem și noi prinși de tot felul de frici, de îngrijorări, de lucruri de felul ăsta. Dar aș vrea să fiți încurajați să credeți promisiunea lui Dumnezeu și vă îndemn. Cultivați o viață de mulțumire. Fiți mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Pentru că veți vedea că în momentele acelea, inimile voastre vor fi modelate după voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr veți putea experimenta pacea care vine de la El. Și acum, câteva sfaturi practice pentru noi. Am văzut că Dumnezeu este sursa păcii, am văzut că Dumnezeu este acela care a venit să ne împace prin Hristos pe fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu ne și cere ceva. Ne cere să trăim în pace unii cu alții. Dacă am primit împăcarea și pacea care vine de la El în inimile noastre, suntem datori, dragi tineri, să trăim ca atare. Roman 12:18 spune: întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Atârnă de noi, spune Biblia. E datoria noastră. Să nu ne așteptăm de la oamenii neconvertiți, de la oamenii din lume, să trăiască în pace neapărat cu noi sau să caute ei lucrul acesta. Stă pe umerii noștri, atârnă de noi, așa spune Biblia. Trebuie să fim oamenii care să căutăm pacea. Eu știu că sunt unii oameni conflictuali, sunt unii oameni care parcă ți-e și greu să faci pace cu ei. Că îi vezi că oricât ai vorbit cu ei, pur și simplu parcă nu te poți înțelege cu ei. Dar atârnă de noi, spune Biblia, ca unul care ai primit sau ca una care ai primit pacea de la Dumnezeu și ai fost împăcat sau împăcată cu Dumnezeu, ține de tine și ține de mine să trăim în pace cu toți oamenii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Această trăire în pace implică și efort. Psalmul 34:14 spune Biblia aici: depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Vedeți? Nu-i doar o căutare. De multe ori trebuie să alergăm după pace. De multe ori trebuie să ne silim. Implică efort. Faptul ca noi să ne putem bucura de pace cu cei din jurul nostru ține de multe ori de cât de mult suntem dispuși să sacrificăm, cât de mult suntem dispuși să facem și cât de mult suntem dispuși să ne zmerim. Nu e așa că e foarte greu să trăiești în pace cu unul care te tachinează toată ziua? Mă suni cu sindromul Penina, tot cu acele după ei. Tot cu acele, tot cu acele și tot cu acele. Și e foarte greu să trăiești în pace cu astfel de oameni. Dar, vedeți, noi ca și copii al lui Dumnezeu și mi-a plăcut cum eram îndemnați la început. Voi dar fiți desăvârșiți. Ce standard înalt, ce chemare înaltă face Dumnezeu. Dacă ar fi, măcar pentru o secundă, oricare dintre noi să vedem slava lui Hristos, eu cred că toată viața noastră s-ar schimba. Oare cum se uitau oamenii la El? Cu câtă blândețe le vorbea, cu câtă dragoste? Cum știa să răspândească pace peste tot în jurul Lui? Chiar dacă L-au batjocorit, chiar dacă L-au făcut în fel și chip, mereu Domnul Iisus a avut un mesaj de pace. Dacă zicem că suntem creștini, și sper că suntem majoritate de aici, haideți să ne întrebăm în această zi, în această seară, cum știm noi să trăim în pace cu cei din jurul nostru? Mi-ar plăcea să nu fie niciunul dintre noi conflictuali. Știți că sunt unii care numai zâzanie bagă. Mă, nimic nu le convine, mă. Oriunde vezi, caută-i ceva gică contra din ăștia. Și e greu că de multe ori sunt printre noi. Acum, de noi ține ca să trăim în pace. Dar dacă faci parte din biserică, te rog, oprește-te din lucrurile astea. Că, hai că noi între noi rezolvăm duhovnicește treburile. Dar te văd oamenii din lume. Și nu doar că te faci de râs, dar faci de râs numele lui Dumnezeu. Și s-ar prea putea să ai parte de o pedeapsă destul de aspră din partea lui Dumnezeu. Haideți fiecare dintre noi să căutăm să trăim în pace. Pentru că așa spune Biblia, atârnă de noi. Evrei 12:14 spune Biblia: căutați pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vedeți cât de important este să fim oameni împăciuitori, oameni care să știm să trăim în pace? Matei 5:9 spune Biblia: ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. În momentul în care tu trăiești în pace, după ce ai primit pacea de la Dumnezeu, lucrul ăsta îmi spune mie că tu într-adevăr ești un copil de Dumnezeu. Vedeți, faptul că noi trăim în pace și faptul că noi căutăm pacea, de multe ori confirmă identitatea noastră. Creștinii de-a lungul veacurilor au fost oameni care au știut să facă pace, care au știut să lase de la ei. Pentru că și-au dat seama de un lucru. Eu am fost un păcătos nenorocit, care nu meritam raiul, care meritam pedeapsa veșnică. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Hristos ca să mă împace pe mine cu El, ca eu să pot intra din nou într-o relație bună cu Dumnezeu. Ce mare har, ce mare binecuvântare.
Poate ai de reparat relații în sensul acesta. Poate te uiți în viața ta și îți dai seama că n-ai trăit mereu în pace. Te îndemn această seară. Fă lucrul acesta. De prea multe ori, faptul că noi nu avem relații sănătoase între noi, că nu suntem oamenii care să știm să căutăm pacea, să știm să căutăm un consens, bineînțeles, fără compromisuri, lucruri sănătoase, lucruri după cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori ajungem să trăim așa într-o tensiune și ajungem poate să nu ne mai suportăm unii pe alții. Dacă știi că ai relații pe care trebuie să le repari în seara asta, te îndemn în numele lui Dumnezeu, fă-o. Fă-o că e pentru binele tău. Caută să faci pace, că e foarte important lucrul ăsta. Sau poate ești aici un copil de Dumnezeu și ai fost asaltat de săgețile celui rău. Încrede-te în Domnul. De prea multe ori, din cauza presiunii celui rău, din cauza situațiilor pe care nu le înțelegem, e omenește să ne pierdem pacea. Suntem tulburați, suntem frământați și nu mai știm încotro să o luăm. Dar te îndemn. Încrede-te în Domnul. Încrede-te în El că atâta timp cât tu vei rămâne în supunere față de El, El nu o să te lasă niciodată. Nici Iov n-a înțeles și nici oamenii din Biblie care au trecut prin suferință n-au înțeles. Dar totuși, oamenii care au rămas să fie credincioși, într-o măsură mai mare sau mai mică, sau, de fapt, mai devreme sau mai târziu, au avut parte de pacea care vine de la Dumnezeu. Sau, poate nu-ți vezi dorințele împlinite, poate ai avut anumite așteptări, sau poate au fost anumite dorințe pe care le-ai avut în inima ta. Și pentru că nu s-au împlinit după imaginația ta sau după dorințele tale, poate nu te bucuri de pace și poate ești frământat sau frământat, ești tulburat sau tulburată. Vedeți ce ne învață Biblia? Trebuie să învățăm să ne păzim inima. Proverbe 4:23, Biblia spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Aș vrea să te întreb în seara asta, cine îți stăpânește inima? Vedeți, acum mulți sunteți tineri și poate mulți aveți inima frântă din cauza, eu știu, eșecurilor emoționale sau unor relații care n-au mers și poate purtați de luni de zile povara asta. Știți că nimeni nu poate să-ți rupă inima sau să-ți fură inima dacă tu nu-i o dai. De aceea, în seara asta, te îndemn. Nu mai dai inima ta oricui. Pune-o mâna lui Dumnezeu și El este acela care te va binecuvânta. Slăviți să fie El. Coloseni 3:15, Biblia spune un cuvânt atât de frumos. Coloseni 3:15, auziți ce zice Pavel. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Din nou se leagă ideea aceasta. Mulțumirea și pacea. De aceea, roagă-L pe Domnul să lasă pacea Lui peste tine și dacă cumva vezi că inima ta s-a legat de, poate, de bălările lumii acesteia sau de un băiat sau de o fată care cumva ți-a rupt inima în seara asta, cere liberare din partea lui Dumnezeu și spune: Doamne, aleg să-mi leg inima doar de Tine. Aleg, Doamne, să mă încred doar în Tine și Tu să stăpânești peste mine. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Și acum aș dori să închei cu încă o concluzie și Biblia vine și ne prezintă pasajul pe care l-am citit ca și roada Duhului. Și ne îndeamnă prin Apostolul Pavel să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, dragi tineri, că umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt ne oferă cadrul ca noi să ne bucurăm de această pace. Și mai ceva, cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pe măsură ce îl vom cunoaște mai mult, vom ajunge să experimentăm alte trepte ale acestei roade, și anume a păcii sufletești. Te rog să afișezi 2 Petru cu versetul 3. Auziți ce promisiune mai pomenite? Și măcar cu atât aș dori să plece în seara asta. Tu care ești aici, ești cu inima zdrobită, ești cu inima frântă, care ai venit fără pace în seara asta. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ia cuvântul acesta și pleacă cu el în inima ta. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Auziți cum? Prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Și versetul 4, te rog. Următorul verset. Prin El, adică prin Hristos, ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Scuze, versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Vedeți că Dumnezeu vine și spune că putem să avem un har care să se mulțească și o pace care să se mulțească. Dar pentru asta trebuie să avansăm într-o relație mai profundă cu El, să-L cunoaștem mai mult pe El.
Ăsta a fost dezideratul lui Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș suferințelor Lui. Dragi tineri, vă doresc ca plecând din locul acesta să căutați să-L cunoașteți mai mult pe Domnul. Pe măsură ce-L veți cunoaște mai mult și-L vom cunoaște mai mult, vom experimenta niște niveluri de pace care Biblia spune că întrece orice pricepere. Nu putem explica, dar Biblia spune că pe măsură ce vom avansa în cunoașterea Lui personală, ne vom bucura de această pace deosebită. De aceea, mesajul din seara aceasta, în direcția aceasta am vrut să-L vorbesc despre El, și anume despre faptul că noi trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și eu v-am spus, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Dacă vrei să ai pace, fii sigur, trebuie să faci un lucru. În primul rând să fii într-o relație bună cu Dumnezeu și de aici toate lucrurile vor decurge într-un mod minunat. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru mesajul din seara aceasta. I-am zis la Mihai să pregătească să cântăm o cântare, acum pe final, dar vreau să vă spun ceva înainte să cântăm. Azi, eu de obicei lunea nu lucrez, nu că sunt lunar, unii sunt bătari, alții sunt cu alte zile. La mine ziua de luni e cea mai obositoare după weekend, după slujirea de vineri, sâmbăta, duminica. Și eu de obicei lunea nu lucrez, numai dacă e mus, ai ceva obligatoriu mă duc. Dar de obicei lunea sunt acasă, duc copiii la școală, citesc, mă rog, ăsta e lucru care îl fac de obicei lunea. Dacă n-apare vreo mormântare, bineînțeles. Astea schimbă situația de luni, nu mai rămâi să te odihnești. Azi toată ziua m-a frământat subiectul din seara aceasta. Nu că trebuia să-l predic, ci titlul, pacea, pacea. Toată ziua așa m-a răscolit, m-a întors. Și m-am gândit toată ziua la cuvântul acesta, pacea, roada Duhului. Și vreau să vă spun ceva, știți de câte ori o plâns Domnul Iisus? Știți de câte ori? De două ori. Odată la mormântul lui Lazar pentru necredință. Și odată o plâns Domnul la ultima ieșire din Ierusalim. S-a întors cu fața spre Ierusalim și a zis, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu două lucruri, știți ce a zis? Vremea cercetării și lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ai fi cunoscut astea două împreună întotdeauna, vremea cercetării lui Dumnezeu întotdeauna atrage pacea. Când nu cunoști vremea și nu înțelegi că Dumnezeu te cercetează, automat îți pierzi pacea. S-a vorbit în seara asta de pace. Dar gândește-te ce înseamnă lipsa păcii. Ți-ai pus vreodată întrebarea? Ce înseamnă să nu ai pace? Știi ce înseamnă să nu ai pace? Exact cum ai dau o gaură într-o barcă. Da? Poți să ai aur, argint, costume de firmă puse acolo, să ai cele mai bune preparate culinare. Totul e compromis din cauza găurii acelea. Asta e lipsa păcii. Uitați-vă, când dispare pace din viața unui om, totul parcă se degradează. Nu vezi? Când ești tulburat și nu mai ai pace, n-ai nici poftă de mâncare. N-ai poftă de mâncare. Spune, vino mâncă, îți aduce la pat maică ta, îți spune ce vrei să-ți facă mama. Și nu ți-i poftă de nimic din cauza că ești tulburat. N-ai pace. Uitați-vă, când lipsește pacea din viața omului, apare tulburarea. Apare necredința. De câte ori nu te-ai îndoit de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine? De câte ori nu te-ai îndoit în momentele când n-ai mai avut pace? De câte ori nu te-ai îndoit că Dumnezeu te iubește? Așa e că atunci când o pleca pacea din inima ta, plângeai și ce ziceai? Doamne, dar mă mai iubești? Mă mai iubești, Doamne? Mai sunt copilul tău? Uitați-vă că diavolul asta face, e cu bor mașina, cu freza tot timpul pregătit, să vină să-ți dea o gaură, să-ți ia pacea, să-ți mănânce bucuria aceasta a păcii, a liniștei. Și automat intră apa și îți invadează tot. Îți aduce tulburare, îți aduce necredință. Uitați-vă, oameni care au fost sănătoși, plini de pace, s-au îmbolnăvit din cauza că le-a plecat pacea. S-au îmbolnăvit, n-au avut poftă de mâncare, spuneam mai înainte, și s-au îmbolnăvit automat. Spune, Doamne, dar n-ai, analizele ți-s bune.
Și de ce îi recomandă? Du-te, Domne, în concediu. Du-te, Domne, și liniștește-te undeva. Du-te. De ce? Organismul luptă cu lipsa, să scoată apa afară. Luptă să scoată apa afară. Și îți afectează inima, îți afectează mintea, îți afectează diferite organe, se blochează pancreasul. Nu? Uitați-vă câte tragedii aduce în viață lipsa păcii. Dar vreau în seara asta să înțelegem că lipsa păcii ne mai afectează și ceva. Și încă ceva. Știți ce? Slujirea. Bucuria slujirii. Știi că atunci când îți pleacă pacea, nu mai ai nici bucurie să slujești. Parcă ești ca și, nu știu cum să zic, animalul ăla de corvoadă care merge cu frâna pusă. Tu îl tragi de căpăstru și el se trage tot înapoi. Așa e când pleacă pacea. Te afectează și la nivelul slujirii. Nu mai poți sluji. Nu mai, ești tot la pământ. Ai vrea să spui ceva și parcă nu-ți mai iasă cuvintele pe gură, nici la rugăciune, nici la cântare, nu mai ai nici bucurie. De ce? Stai și te motivează din față, dar bucură-te, cântă, roagă-te, ridică mâinile dacă simți. Tu stai, de ce? Nu că n-a fost bună cântarea, că n-a fost bun îndemnul sau mesajul. Știi ce e problema? E gaură în barcă. E gaură în barcă. Știi ce mi-aș dori cel mai tare? Dincolo de zâmbetul tău, de haina ta, de calitățile care le ai, știi ce m-aș bucura cel mai tare? Să știu că dincolo de toate acestea ai o inimă liniștită. Că ai o inimă plină de pace. Dar vrea, haideți să ne ridicăm pe picioare. Să ne pregătim să cântăm din cântarea care i-am zis să o pregătească. Dar înainte să o cântăm vreau să vă spun ceva. Că atunci când îți pleacă pacea, tu poți să faci ceva. Spune cuvântul Domnului în Numeri 11:22. Spune cuvântul Domnului că poporul Israel și-a pierdut pacea, că le-a fost foame, să te ferească Dumnezeu, să-l prinzi pe român flămând. Uite și pe evreu. Deci dacă îl prinzi pe unul flămând, praf te face. Pentru că să știți, când îți pleacă pacea, vine și cârtirea. Nu-i bun nimic, nu se mai schimbă lucrurile. Nu se mai face nimic, Domne, parcă tot aceeași rutină. Știi ce e asta? Pleca pacea și-a venit cârtirea. Și-a mers la Moise, l-a luat de gât, între ghilimele, și-a zis, dă-ne să mâncăm ce? Carne. Cum zici și tu la așa urmă, puteți să ia mai mult. Puteți să puneți carne dublu. Or veni și-a cerut carne. Și Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Pentru că era tulburat în inima lui. Și știți ce spune Biblia? Zice cuvântul Domnului, uitați că și Moise, deja parcă și privirea îi se tulbură când pleacă pacea. Erau 600.000 de oameni. Și zice, putem tăia oare atâtea oi și atâția boi ca să ajungă? Sau nu cumva vrem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Vă dați seama, nu mai socotești bine când îți pleacă pacea. Cum, Domne, 600.000 de oameni să mânce tăți peștii? Unii ai pomenit așa ceva? Dar vedeți, și socotelile ies rău. Îți propui ceva și nu-ți mai iasă. Socotești greșit când pleacă pacea din inimă. Dar uitați ce face Dumnezeu. Oricât e de tulburat omul, ori prin ce situații trece, Dumnezeu are soluție pentru el. Uitați ce spune Dumnezeu în versetul 23. Domnul a răspuns lui Moise, în toată tulburarea poporului, în toată neliniștea lor, Domnul răspunde, Domnul vorbește, în toată neliniștea ta, Dumnezeu are putere să-ți vorbească. În toată tulburarea inimii tale, Dumnezeu are putere să așeze lucrurile în ordine. Zice, Dumnezeu a răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Nu cumva mă faci neputincios? De câte ori n-ai zis, nu văd nimic, nu știu cum o să ies din situația asta. Nu cumva ai zis și tu ca Moise, se uită Dumnezeu spre tine, spre noi. Zice, nu cumva zici de mine că mâna mea e prea slabă? Nu cumva mâna Domnului s-o scurtată, e neputincioasă ca să te ajute? Nu cumva asta spui și tu în vremea aceasta? Zice că Moise a ieșit și a spus cuvintele Domnului, le-a spus poporului. Am venit în seara asta, acum la final. Pe toată ziua am avut frământarea aceasta în inimă. Să-ți spun cuvintele din partea lui Dumnezeu.
mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să te ajute. Mâna lui Dumnezeu pentru situația ta de tulburare, pentru neliniștea sufletului tău, nu-i prea scurtă ca să te ajute. Ieri de dimineață o cânta fanfara aceea, o cântare, vă mai aduceți aminte? Și am cântat ori de câte ori aud cântarea aceasta. Mă-mi unge sufletul, totdeauna o ascult plângând. Știți ce spune cântarea aceasta, o cântare extraordinară? Spune așa, când te apasă îngrijorarea, spune-i lui Iisus. Când norii negri sunt unecăzarea, spune-i lui Iisus. Spune-i lui Iisus, zice refrenul cântării, și în grija lui te lasă. Spune-i lui Iisus că lui de tine îi pasă. El are mână întinsă pentru tine. Are mână întinsă pentru viața ta și pentru sufletul tău. Nu știu la ce capitol s-o da gaură în barca ta și ți-ai pierdut pacea, ți-ai pierdut liniștea din sufletul tău. Dar în această seară, după ce cântăm, le-am zis să cântăm o cântare prin care să ne încredințăm în mâna Domnului și în brațul Domnului, care spune, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. În drumul meu, în viața mea, pe unde sunt, pe unde merg, mă încred în Dumnezeu, mă încred în mâna Lui. Vă dau un exemplu și după aceea cântăm. E o tânără cu care m-am întâlnit nu de mult. A fost aici la tineret într-o seară. Și au zis că trece printr-o situație extraordinar de grea. Părinții nu se mai înțeleg. Și au zis, am vrea noi, frații, să nu se despartă părinții. Zice, părinții au ajuns să bage actele din... Și-au pierdut pacea. Și-au pierdut liniștea. Și nu se mai suportă. Și zice, ne-am rugat noi copiii ca Dumnezeu să intervină cumva, Dumnezeu să facă ceva în casa noastră. Zice, nu vedeam nicio soluție, nu vedeam nicio ieșire din criză. Până într-o zi, când la proces s-a uitat judecătorul la mama și la tata și a zis, câți copii aveți? Și a zis, au un număr mare de copii. Și a zis, și voi vreți să divorțați? Și a zis, da, că nu ne mai înțelegem. Și auzi ce zice judecătorul. Zice, eu atâta vă lungesc cu procesul până vă urâți de divorț. Până o să vă iasă divorțul pe ochi. Și zice, nu vă putem descrie, zicea persoana aceasta, ce bucurie avem noi copii. Că dă termene tot peste 4-5 luni, judecătorul, tot așa ia mână. Veniți peste 4 luni să mai vorbim. Veniți peste jumătate de an. Și au zis, atâta vă lungesc până vă obosesc și vă scot din minte divorțul. Și nu o să mai divorțați. Mergeți acasă la copii, numai așa le zice. Mergeți mai acasă, nu mai veniți la mine. Când tu nu mai ai soluții și ți-ai pierdut pacea, îți spun ce-o transmis Dumnezeu lui Moise. Mâna lui Dumnezeu nu s-a scurtat. Brațul lui Dumnezeu e gata să intervină la cauza ta. Nu știu ce e în casa ta și în familia ta, dar știu Dumnezeul care iubește sufletul tău. Îl cunosc pe Dumnezeul care iubește casa ta și casa mea. Haideți să ne punem toată nădejdea, toată credința în Dumnezeul acesta pentru care ne adunăm în fiecare luni seara. Să ne punem toată nădejdea în Dumnezeul acesta cu care am încheiat legământ cu El în apa botezului. Și Domnul să rezolve cauzele noastre, să astupe Domnul gaura din barca noastră și să vină peste sufletele noastre pacea care vine din mâna Domnului. Haideți să intrăm în această cântare, după care vom intra într-o rugăciune prin care să ne așezăm în brațul Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să cântăm. Mă încred în orice s-ar sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea. Lovire va
știe soarta mea. Să fie Domnul. Vreau să ne rugăm înaintea Domnului și puneți viața în mâna aceasta care te călăuzește. Poate ai multe găuri în barca vieții tale și poate ai momente când te gândești la lucruri care n-ar trebui să te gândești niciodată. Poate ai lucruri care te-au dus la fundul apei. Roagă-L în seara aceasta pe cel ce n-are mâna scurtă și n-are mâna slabă. Spune-i Domnului: Doamne, astupă Tu, Doamne, găurile vieții mele, găurile corăbiei mele, Doamne, și ridică-mă deasupra valului. Ridică-mă și ține-mă cu mâna Ta cea puternică, cu brațul Tău cel puternic. Am văzut că unii dintre voi ați cântat cântarea aceasta lăcrimând. Vă spun, de multe ori am fost și eu la pământ și am cântat cântarea asta. Ca asta e ca și cu Moise. Când zici că merge bine, când vine unul flământ, da? Nervos. E flământ și ăsta nu te iartă. Și sunt momente când suntem deasupra valului și sunt momente când suntem sub val. Dar aceeași mână ne ține deasupra valului și ne scoate de sub val. Simt că Domnul este aici în seara aceasta. Simt că nu-i la voia întâmplării venirea ta în locul acesta. Domnul vrea să te umple de pace, tânărule. Tânără,
Domnul îți spune că mâna Lui nu s-o scurta pentru viața ta, pentru sufletul tău. Poate ai ajuns într-un moment de descurajare, de deznădejde. Agață-te de mâna Lui Dumnezeu și spune-i Domnului: Doamne, mă încred în Tine orice s-ar întâmpla. Ori pe unde vei hotărâ să mă treci, mă încred în Tine. Dacă mă ții sus deasupra sau mă îngădui să intru pe suval, Doamne, știu că va veni vremea când mă vei ridica și mă vei duce la ape de odihnă. Haideți să intrăm în această rugăciune și prin credință să ne agățăm de mâna Lui Dumnezeu, de mâna care ne poate ține în fiecare zi a vieții noastre. Și în finalul rugăciunii să mulțumim Domnului că El este Domnul păcii, El este Domnul care astupă găurile, El este Domnul care astupă gropile vieții noastre, El este Domnul care poate umple groapa uscată cu apă și în viața ta uscată să facă Domnul să țâșnească un râu binecuvântat, un izvor binecuvântat, pentru că Domnul nostru este Domnul vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta și în final să mulțumim Domnului. Haideți să ocupăm locurile, mai 2-3 minute cu anunțurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată. Mulțumim Domnului că El este gata întotdeauna să ne vorbească. Oricât îi de tulbure situația, Dumnezeu își face locul și apariția în viața noastră. Slăvit să fie numele Domnului! Mulțumim tuturor care ați fost în seara aceasta cu noi la întâlnire de tineret. Mulțumim și celor ce ne-au urmărit pe live, pe YouTube, pe Facebook, pe ce ne-ați mai urmărit, pe site-ul bisericii, dacă mai sunt care mai intră pe Google și ne ascultă, le mulțumim și lor. Sunt persoane... Dacă este cineva care pentru prima dată aici, vrem să vă binecuvântăm în numele Domnului, o mână sus. Dacă e cineva care pentru prima dată, Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului. Și la fete, este cineva pentru prima dată, la tineret? Nu, fetele, ba, este, Domnul să vă binecuvinteze, fiți binecuvântată. Vă mai așteptăm ori de câte ori aveți timp și
m-aș bucura inima voastră să se libească aici împreună cu noi, să ne rugăm împreună, să cântăm, să slujim pe Dumnezeu, dar nu oricum, cu bucurie. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Nu uitați, avem un botez în 26 noiembrie, la programul de dimineață, cei care vreți să vă puneți viața în mâna acestui Dumnezeu puternic, la final puteți să veniți să stați de vorbă cu noi și o să vă dăm o cerere de botez. Ca miercuri, cei care sunteți înscriși pe lista de botez, miercuri la ora 18 sunt cursurile de cateheză jos la subsol și vă așteptăm ca să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim pregătiți, să fim destoinici pentru orice lucrare bună și să ne pregătim în vederea botezului din 26 noiembrie. Acum, după ce o să servim ceva afară, încep sau reîncep cursurile cu Dariu de îndemnuri, băieții care sunteți înscriși sau cei care vreți să vă mai înscrieți, puteți rămâne acum la final să vorbiți cu Dariu și după ce servim ceva afară o să stați pentru, nu știu, aproximativ jumătate de oră sau să vă puneți de acord ce urmează și Domnul să vă dea biruință. O să învățați acolo niște, cum să vă zic, niște metode cum să expui, dar mesajul Dariu nu ți-l poate da, că mesajul e de la Dumnezeu. Amin. Și atunci ăla trebuie cerut, Doamne, eu am învățat că trebuie să nu merg haotic, asta înveți, să nu mergi cu ciorbă, cu amestecătură, ghivești la toate, nu, trebuie să ai ordine, astea învățați. Dar mesajul întotdeauna să vină de la Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Miercuri la ora 19 studenții, da, se întâlnesc aici la Casa Albă, sau nu, la Casa aia, la altă albă, tot albă și aia, dar nu la Washington, ci aici la Casa Albă, unde e sala de repetiții, la numărul 35, cred că, sau da, la 35, acolo sunteți așteptați studenții să aveți o întâlnire binecuvântată. Aș vrea să vă spun ceva, sâmbătă, seara se schimbă, nu ceasurile, se schimbă numai ora. Se dă înapoi, o zice cineva, în sfârșit că dormi mai mult. Numai sâmbătă dormi mai mult. Da, după aia tot la fel dormi când te pui în pat. Da? Dar vreau să facem ceva, pentru că se mărește noaptea și se scurtează ziua și cel mai greu, știți pentru cine e când e noaptea lungă? Știți pentru cine? Pentru cei în vârstă. Pentru cei în vârstă, perioada asta, până în primăvară, e cea mai grea perioadă. E noaptea lungă, după vârstă nu mai poți dormi, te dor și oasele, ai diferite stări de boală, de suferință. Și vrem să facem ceva pentru cei în vârstă, care nu pot veni la biserică. Ar vrea să formăm niște grupe de câte 4 persoane, 3 fete și un băiat sau 2-2, cum ne hotărâm și o să ne împărțim, merge și 3, vedem cum ne hotărâm și aș vrea să ne formăm niște grupe și să mergem, o să cer de la fratele păstor și de la secretar, să avem niște, o evidență cu persoane sau dacă sunt persoane care ne ascultă acum, frați în vârstă, care nu pot veni la biserică, nu or veni de un an, de doi, li se duce cina acasă și nu pot veni la biserică, ne ascultă numai pe internet. Știți ce bucurie ar avea să mergem să-i vizităm? Să le cântăm două cântări, nu trebuie să stăm mult pe capul lor. Ei nu mai pot veni la biserică, dar să ducem o frântură din biserică acolo la ei acasă și să-i vizităm în cursul săptămânii, ne hotărâm, facem un program, fiecare cum puteți, cu școala, oricum la ei noaptea e lungă, ei ne așteaptă la orice oră echitabilă, nu la 11 noaptea, că nu ne primesc la ora aceea, dar să ne organizăm să vizităm pe cei care nu pot veni la biserică, nu pe aia care sunt mofturoși, nu pe aia îi lăsăm că ea trebuie săturați cu carne de prepeliță, nu? Nu? Noi vrem să mergem la frați care sunt dedicați lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu și care sunt persoane care s-au botezat acum bolnave și nu pot veni la biserică. Să mergem să-i vizităm, să le cântăm o cântare, două, să facem cu ei o rugăciune, le citim ceva din cuvântul lui Dumnezeu și să le aducem o bucurie. Așa că cei ce vor să se implice în proiectul acesta, vă rog să rămâneți la final, să ne putem organiza, o să anunțăm și săptămâna viitoare și să facem măcar 3 echipe pentru lucrul acesta. Și ar vrea ca Domnul să ne dea izbândă în lucrarea aceasta, că
noapte lungă și să le producem o bucurie. Că ei se uită la noi, dar să ne întoarcem și noi fața spre ei. Că bunicii noștri sunt cei care au luptat pentru casa lui Dumnezeu, pentru biserică, unii din ei au lucrat la construcție și să le arătăm un semn de mulțumire că îi vizităm și n-au nevoie, că au pensii, poate, au cine să-i întrețină, dar să le producem o bucurie spirituală. Vreau să vă mai anunț că sâmbătă a fost o ieșire, de fapt, cei mai mulți ați fost la ieșirea aceasta, am înțeles că ați fost două autocare, băieții de la media s-au pregătit cu un montaj de la ieșirea aceea și cred că se poate, ok, mulțumesc, se poate da drumul. Ați avut o ieșire binecuvântată, ați venit în pace și în liniște, așa-i? Domnul să vă binecuvinteze. Două anunțuri, de unul de angajare și unul de primit în gazdă, dacă e vreun băiat care vrea să se angajeze la o firmă pentru ambalare, produse în zona Spitalului Județean, să rămână la final să îi dau numărul de telefon. Ăsta e pentru băiat și e un anunț pentru o tânără, pentru o fată. Avem o soră în vârstă ce i-a murit soțul, m-am întâlnit și aseară cu ea și ar vrea să ia o fată în chirie fără bani, doar să-și împartă cheltuielile fără bani, să fie acolo, să nu fie singură. Sora e pe picioare, nu trebuie îngrijită la pat, aseară a fost la biserică. Poate lua doar o singură persoană în gazdă cu ea, să-i dea o cameră, bucătărie, baie, să fie împreună acolo cu ea. Deci dacă e cineva fără bani, vreo studentă, vreo soră tânără care vrea să nu plătească chirie, să rămână la final și o să pun în legătură cu sora aceasta. Luni la ora 19 ne reîntâlnim,
Dacă azi s-a vorbit de pace, să vorbim data viitoare tot de un subiect delicat pentru generația noastră, îndelunga răbdare. Vedeți, zâmbiți. O să vedem lunea viitoare. Acum nu mai continui, ci zic Domnul să ne binecuvinteze. Ne vedem afară la ceai, la ceva sărat și ceva dulce, la fiecare cum îi pică bine. Domnul să fie cu voi, cu casele voastre și în activitățile voastre. Să fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Mulțumesc că ai fost cu mine în toate. Mulțumesc că nu m-ai părăsit când printre ruini gol eram cu sufletul lovit și obosit.